Vești bune pentru șoferii severineni. În urma mai multor sesizări din partea cetățenilor care locuiesc în zonă, dar nu numai, pe strada Orli s-a revenit la situația inițială, aceea de a se circula în ambele sensuri pe secțiunea de drum cuprinsă între strada Păcii și Splai Mihai Viteazul. De astăzi, cei care vin de pe Păcii poate să facă și dreapta către Splai. În această dimineață s-a instituit din nou un sens de circulație în dublu sens pe strada Orli, tronsonul cuprins între Păcii și Splai Mihai Viteazul. Sper că defluidizăm Crișanul, care se aglomerase din cauza celor care erau obligați să ocolească și să intre tot pe Crișan. Din situațiile existente anterior acestei modificări, într-adevăr, se va decongestiona traficul rutier, având în vedere că aici este o zonă în care este un conglomerat de blocuri și oamenii chiar întâmpinau greutăți în ceea ce privește circulația rutieră. Bun, este important și de acum încolo să căutăm soluții cu oamenii și pentru oameni. Da? Toate proiectele pe care le facem trebuie să fim atenți, poate chiar dacă se mai greșește, dar să fim atenți să căutăm soluții, să reparăm lucrurile care la un moment dat se strică. În zonă se crease un adevărat haos. Situația devenise greu de suportat pentru șoferi, mai ales la orele de vârf, aceștia fiind nevoiți să piardă foarte mult timp la semaforul de pe strada Crișan. Pe un proiect anterior, cel cu pistele de biciclete, îi obligam să meargă special către pădure. Din acest moment am schimbat, oamenii ne-au cerut acest lucru, având în vedere că se aglomera foarte mult strada Crișan. Cei care veneau pe Păcii trebuia să meargă către pădure și intrau pe Crișan să ajungă înapoi către oraș. În acest moment este liberă și Orli, are dublu sens din Păcii către Splai. Chiar dacă proiectul referitor la pistele de bicicletă prevedea ca circulația rutieră să aibă loc într-un singur sens pe strada Orli spre pădure, acum autoritățile locale au luat în calcul sesizările cetățenilor privind traficul îngreunat din zonă și au decis revenirea la situația inițială. De circulație, mai exact, de a se circula în ambele sensuri pe secțiunea de drum cuprinsă între strada Păcii și Splai Mihai Viteazul. Trebuie să conlucrăm cu toții, primăria este atentă la cererile oamenilor, la necesitățile cetățenilor, este important să fim alături de oameni și să căutăm împreună soluții. Din păcate, sau poate din fericire, nu știu, fiecare o interpretează așa cum dorește, s-a mărit enorm de mult numărul de mașini, străzile în municipiu sunt trasate de acum 60 de ani, de pe timpul lui Ceaușescu, și sunt trasate pentru un anumit număr de mașini. Numărul de mașini, efectiv, cred că s-a mai mult decât s-a triplat și suntem obligați cu toții să folosim aceleași străzi. Și pietoni, și bicicliști, și cei cu autoturismele. Cer înțelegere, cer îngăduință la toți cei care trăiesc în municipiul Drobeta, Turnul Severin, soluții trebuie găsite pentru toți. Edilul orașului Marius Creciu vine mereu în sprijinul cetățenilor, luând cele mai bune decizii pentru comunitate. Asta s-a întâmplat și de această dată, când problema întâmpinată de șoferii severineni a fost rezolvată cu succes. Numărul tot mai mare de mașini din municipiul nostru are nevoie de o infrastructură rutieră la standarde europene. Iar edilul orașului depune toate eforturile pentru ca străzile, trotuarele și mai nou pistele de bicicletă să le faciliteze traficul cetățenilor din Drobeta, Turnul Severin.